descinderi în forță la Orșova. La primele ore ale dimineții, polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu lucrătorii Serviciului de Intervenție Rapidă, au desfășurat 4 percheziții. Câți bani am în casă? De cost, bă? Valută ai? Valută nu. Deloc. Cele 6 persoane în perioada decembrie 2009-ianuarie 2010 au falsificat etichete de masă pe care apoi le-au plasat pe piața a 3 județe, respectiv Mehedinți, Caraș, Severin și Dolj. 4 persoane au fost conduse la biroul DICOT, teritorial Mehedinți, pentru continuarea cercetărilor. Persoanele cercetate au achiziționat produse alimentare în valoare de 5.000 de lei. În urma perchezițiilor, 4 persoane s-au ales cu dosar penal pentru falsificarea de monedă sau alte valori, înșelăciune și constituire într-un grup infracțional.